Robert Bugă, candidatul din partea Partidului România Unită la primăria Târgu Jiu, a vorbit despre proiectele pe care dorește să le implementeze în cazul în care va ieși primar. În primul rând, acesta vrea să investească în sistemul educațional. Sunt singurul contracandidat real al primarului în funcție. Cred că voi fi și singurul candidat la primăria Târgu Jiu care va avea un program concret și coerent, care se va baza pe studii, care nu va promite tot felul de gogoși ieftine cum au fost până acum prezentate chiar mai devreme, și mi-ar plăcea să creez aici un centru IT cum cred că nu există în toată zona Olteniei. Partidul România Unită și-a desemnat și candidații de la Rovinar și Padeș, Alin Duță, respectiv Dan Cârstoniu. Vă solicităm un audit, vom solicita un audit extern pe ultimii 26 de ani, un audit real al activității administrației locale. Apoi, unul din punctele pe care vrem să marjăm e crearea de facilități pentru a reuși să atragem în cadrul orașului Rovinari, de atrage investitori în zona noastră. Am o listă cu priorități, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, de dezvoltare și de atragere a investitorilor în zonă, de creare a locurilor de muncă, de intervenții în anumite domenii, sectoare de activitate. La conferința de presă a fost prezent și liderul PRU de la nivel central, Bogdan Diaconu. Acesta a afirmat că Robert Bugă este singurul contracandidat serios al lui Florin Cârciumaru. Sunt convins că inclusiv curajul de a intra într-o bătălie în care este unicul oponent al lui Cârciumaru, pentru că ceilalți fac parte dintr-un blat politic general aici la nivelul județului Gorj și a municipiului Târgu Jiu, va constitui, într-adevăr, alternativa la un stil de a face politică, alternativa la mafia care a acaparat județul Gorj și România în ansamblu în ultimii 26 de ani. Liderii PRU Gorj sunt convinși că partidul a făcut cea mai bună alegere cu acești candidați.